Mara bănică este una dintre cele mai îndrăgite jurnaliste de la noi din țară. Recent, ea a făcut dezvăluiri cu care și-a surprins fanii. Ei bine, cu ani în urmă, Mara bănică a fost victima unui accident foarte grav de mașină, în care era să-și piardă viața. Jurnalista susține că nu ar fi supraviețuit, dacă nu ar fi fost ajutată de o anumită persoană. În cadrul unei emisiuni la care a fost invitată, Mara bănică a vorbit deschis despre un moment greu din viața ei, care a avut loc cu mult timp în urmă. Ea a intrat cu mașina într-un stâlp din apropierea locuinței sale. Autovehiculul cu pricina avea valoare sentimentală, deoarece fusese primit cadou de la proprietarul postului TV la care lucra pe vremea aceea, cu scopul de a-i răsplăti succesul în carieră. Din păcate, în urma accidentului, jurnalista a intrat în comă, iar doctorii i-au dat șanse minime de supraviețuire. Din fericire, fosta concurentă de la Sunt celebru scoate-mă de aici a ieșit din comă după trei zile la aproape două săptămâni după aceea, a stat în cărucior, pentru o lungă perioadă de timp. În acest context, Mara Bănică este veșnic recunoscătoare bărbatului care i-a salvat viața, în ziua accidentului. El ar fi scos-o din mașină, însă jurnalista nu știe exact dacă salvatorul a fost o persoană reală sau un sfânt. Ce își aduce, însă, aminte, este că purta numele de Cosmin.